Campania de transferuri s-a încheiat, iar președintele Cornel Schweitzer se arată mulțumit de noul lot al echipei, mai ales după jocurile pe care elevii lui Cristi Pusai le-au disputat în meciurile de pregătire din Antalya. Ne-am fi dorit mai mult, dar văzând jocurile de pregătire, având discuții cu Cristi Pusai, este mulțumit la momentul acesta de ceea ce are în lot, pe banca de rezerve. E clar, tot timpul dorește jucători mult mai valoroși, dar eu consider că am arătat bine în ultimii jocuri. E clar, au rămas cei care meritau să rămână la FC Botoșani și am încercat să aducem niște jucători care știu să creeze concurență în continuare și toți jucătorii care vor fi trimiși în teren să fie capacitați 100%. Chiar dacă unii dintre noi veniți încă nu s-au adaptat, președintele botoșănenilor este încrezător că aceștia vor face meciuri bune, având în vedere calitățile lor. Eu consider că pe jucătorii aduși, chiar dacă nu o să vedeți un Casado sau un Caralero, e posibil să debuteze. Sunt jucători mușat, sunt jucători care au venit, eu consider că le mai trebuie un timp de acomodare la cei noi veniți, dar sunt jucători care am văzut calități la ei și consider că o să ne ajute pe noi. Mare încredere și mari speranțe își pune Cornel Schweitzer în fostul jucător al Pandurilor Târgu Jiu, Matule Vicius. E un jucător cu calități, un jucător, e clar, am câștigat și la talie în momentul ăsta prin aducerea lui Matule Vicius. Sper să fie acel Matule Vicius care îl știm cu toți. Să ne ajute în primul rând pe noi în acele 17 etape care le mai avem disputate.